Este a doua țară. Fumam Carpați la o cafenea, fără filtru. Beam palinca și țuică și toate astea, o beam ca și apa. Și a venit secretarea, ce faci, ai nebunit? Apreciați ceea ce aveți acolo? Salutare tuturor! Hola, chicos! Noi am primit o invitație specială astăzi din partea unui costarican care a studiat în România acum 35 de ani, locuiește la 40 de minute distanță de orașul La Fortuna. Îl cheamă Fausto, ne-a fost recomandat de o familie de români care ne urmărește și abia așteptăm să-l cunoaștem. Și care erau șansele să întâlnim un costarican care știe să vorbească românește și care a și studiat în România? Nici. Incredibil! Noi tocmai am ajuns la destinație, uitați ce scrie aici. Cum se numește restaurantul. Bun, noi am ajuns la restaurant, l-am întâlnit pe domnul Fausto, costaricanul ce a studiat în România și mi se pare inedit faptul că aici, pe unul dintre pereții restaurantului, este semnalizat traseul dumneavoastră. Da, cum ați ajuns din Costa Rica în România? Voiam să arăt traseul care am făcut prima dată din Costa Rica până Iain. Costa Rica până în România. O luăm cu începutul. Povestiți-ne traseul dumneavoastră. Cum ați plecat din Costa Rica în România și cu ce scop? Bine, aveam 19 ani și terminasem cu un an înainte liceu și am primit o bursă de studii de către statul costarican și român, că erau termeni între ei. Da. Am ajuns la București și de acolo ne-au trimis la Timișoara ca să învățăm limba română. Peste câteva luni am dat un examen și apoi am plecat la Brașov. Acolo am făcut facultate. Ce facultate ați făcut? Am făcut silvicultură, sunt inginer silvic, de fapt și lucrez, acum chiar veneam de la muncă, am dat jos uniformă. Sunt directorul general aici, din punct de vedere tehnic, a regiunii Nordului din țară, de la Ministerul Mediului. Și după ce termin acolo, vin aici la restaurant. Am fost la București, am stat cam un an de zile și după 7 ani și ceva m-am întors în țară. Deci ați petrecut aproape 9 ani în România. 8. Dar vorbiți foarte bine românește. Am și uitat, mult. Vorbiți foarte bine. Mi se pare incredibil. Mersi. Ca un străin să vorbească atât de bine românește. Este de fapt, când merg acolo, eu merg aproape de 5 în 5 ani. Ah, deci mergeți în România? Da, ca să mă întâlnesc cu colegi. Facem o întâlnire la Brașov. Și deja când am 2-3, o săptămână, să zicem așa, deja încep să vorbesc din nou un pic mai mult. Excelent. Da, și de multe ori multe lume care nu cunosc și după ce spun că nu sunt român, nu cred. Ești cam din Ardeal, cam de nu știu unde. Asta a zis și Ion, că dumneavoastră vorbiți foarte bine română, mai bine decât unii români. Pentru că nu se sesizează accentul, adică nu putem spune că sunteți din Costa Rica sau din orice altă țară. Sunteți români. Bine, ceea ce se învață bine nu se uită. Corect. Dar v-a fost greu să învățați limba română? Păi, ca orice limba, la început a fost greu. De fapt, noi am plecat 24 de costaricani, din care la urma urmei am terminat numai 4. Numai 4? Da, restul, facultate. Unii, mai mult de jumate au trecut, au învățat limba, dar ceilalți
tot așa din dorul de acasă, ca nu unii care s-au căsătorit și s-au întors, de fapt. Nu s-au adaptat. Ce v-a plăcut cel mai mult la România? La început a fost foarte greu cu mâncare și la urmă a fost... Serios? Oameni, de fapt, semănăm foarte mult, da. Cred eu, pentru că noi, cel puțin aici în Costa Rica, nu știu dacă ați putut să mergeți cu costaricani la o casă sau așa ceva, suntem foarte ospitalieri. Și lumea, dacă te întâlnește pe stradă, mai ales dacă este străin, unde mergeți, de unde sunteți, hai ca să vă duc undeva, hai veniți la mine acasă. Așa am întâlnit eu câțiva români aici care de fapt nu-i cunoșteam și i-am auzit vorbind pe stradă și hai la mine acasă și la urma urmei au cumpărat aici în Costa Rica și au venit. Dintre mâncărurile românești, ce v-a plăcut cel mai mult? Sau de ce vă este dor? De ce mâncare românească? De fapt, aproape că le fac pe toate. Serios? Ați învățat să gătiți? Da. Și n-am învățat să gătesc mâncare românească acolo. Am învățat aici singur. Ah. De dor. Da. De dor. Fac sarmale foarte bune, zic cei care au mâncat. Da? E ciorba de burtă. Acum câteva zile cu băieții și fete care lucrează aici cu mine, că am fost la mare cu toți, i-am făcut ciorba de perișoare. Wow! Și le place Costa? Da, sigur. Nu știu, nu pot să spun că o singură mâncare, dar cel mai mult, să zicem, sarmale. Sarmale. Da. Sau ciorba de burtă, care îmi place foarte mult. Ce nu v-a plăcut în România? Sistemul când am fost. Sistemul comunist. Da. Era pe vremele lui Ceaușescu și era foarte patrat, foarte strict. De fapt, ați văzut aici în Costa Rica, oricine vorbește orice, vorbește orice despre președintele, despre deputați, se ceartă pe televiziune, pe oriunde. Și să fii într-un sistem unde nu poți să vorbești. Și din cauza sistemului, tot așa, nu puteai să mănânci ce vrei, nu puteai să mergi la niște locuri unde erau interzis pentru noi. De fapt, anul întâi, când am fost la facultate, am fost cu niște colegi de facultate unde au făcut serviciu de armată. Și mi-au spus, mergem acolo, dar să nu vorbești. Începem să învați limba, știi? Și am fost acolo și am intrat. Și eu tremuram ca iepure. Și la un moment dat, ei au plecat să vorbească cu fost prieten de-a lor, lumea care cunoșteau acolo, și a rămas unul acolo și tot mă întreba, și de ce nu intri? Mergi? Și eu, nu, cred că am transpirat, pentru că, păi, stai seama, dacă mă prindeam acolo, puteau să spună și pe colegi. Cred că a fost o prostie care m-a dus acolo, dar chestii din asta erau foarte nasoale, cum se spune. Și nu, asta nu mi-a plăcut. Dar cum ați regăsit România după ani și ani, să spunem așa? Prima dată am fost la întâlnire de 10 ani, cu tot schimbat. În primul rând, când am mers pe strada lungă și am văzut McDonald's acolo și se găsea orice, ca și la noi, cum eram obișnuiți. Și deja începau fost colegi să vorbească alte lucruri și nu mai era înainte, în orice loc unde mergeai, tot era despre sistemul lui, despre... Deja vorbeau că unii erau
în alte țări sau fusese de, în alte țări să lucreze și deja erau acolo. A fost foarte o experiență foarte diferită. Și acum, bine, acum am fost acum vreo 3-4 ani și tot la fel frumos. Frumos, da. Vă place? Adică ați luat vreodată în calcul să rămâneți în România în anii petrecuți? Nu să rămân, dar să merg acolo și să stau 6-7 luni. Da, pentru că de fapt și am cunoscut foarte multe localități și locuri unde nici chiar colegii mei nu cunoșteau, pentru că toți voiau să merg cu costaricanul acasă, știi? Da. Și am mers la anunț, am mers la peste tot. V-au propus nunțile? Da, sigur, obiceiurile. Sunt diferite față de Costa Rica? Foarte, extraordinar de diferite, cu tot altceva, da, da. Cu furatul miresei, cu... Da, da. Ce mi-a plăcut foarte mult, mi-mi place foarte mult să dansez. Eram în anul întâi de facultate, atunci împlinea 100 de ani facultatea de silvicultură. Și au făcut acolo o mare... Petrecere. Da, cu fosta prietena mea și cu sora lui și cu un prieten din Grecia. Am dansat niște dansuri costaricane cu costume naționale. Și apoi, în balul bobocilor, am câștigat premiul întâi, locul întâi, cu o colegă de aici, din Costa Rica, dansam muzica disco atunci, Bee Gees și tot așa. De fapt, universitatea n-avea o trupă de dansă, cum aveau atunci foarte mult. Și mi-au spus să fac una. Și eu, nu, eu știu să dansez așa, dansuri... Specifice? Nu, aici. Nu. Așa de discoteci sau chestii din astea, nu chestii așa de sofisticate cum sunt în România sau în Europa. Și ne-a plătit o doamna Cut, n-am să o uit, și am făcut dansa modernă și contemporană, am făcut balet, am făcut coreografie, apoi voiam să fac teatru și tot mergeam la Casa Culturii și... Am făcut multe lucruri, am câștigat de 3-4 ori cântarea României. Da, și mergeam la mare în fiecare an pentru că aveam premii de, și mergeam cu toată trupa de dans la Costinești. De fapt, am un video, acum vreo 2-3 ani l-au dat în televiziune română, ieșim de dansam eu la Costinești, da. Știu. Știți, da? Tot. N-am probleme. Foarte tare. Da, deci, da. Mie nu-mi vine să cred că dumneavoastră vorbiți atât de bine limba română. Cât timp a luat să învățați? Adică înainte de a intra în facultate ați parcurs etape. Da. Și... La Timișoara, de fapt. Da? Cât v-a luat să învățați așa? Adică, eu am ajuns pe 1 noiembrie la Timișoara. În ianuarie am dat prima dată examen și am trecut examenul de limba și făceam limba de la ora 7-8, nu mai știu, îmi țin minte, până la ora 6-7 seara, numai limba. Și în semestrul al doilea făceam jumătate de zi limba, jumătate de zi alte materii ca să ne liberăm. Și țineți legătura cu colegii dumneavoastră? Bineînțeles, am români. Aici am un grup. Aveți un grup de WhatsApp? Da, am grup de WhatsApp cu colegi de facultate, de promoția noastră și am făcut unul cu, acum vreo 2 ani, un an și ceva, cu latinoamericani care am învățat la Brașov. România. Da, da, la Brașov, da. Colegii Brașov, 1987. Excelent. Dar Brașov este orașul dumneavoastră de suflet din România? Da. Da, v-a plăcut cel mai mult? Da, sigur. Da, îmi place și eu zic că este a doua țara mea. De fapt, eu sunt așa. Tot ceea ce nu este bun, se îngroapă, se uită
și au rămas amintirii cele mai frumoase pentru mine. Și eu spun sincer, nu pentru că vorbesc acum cu voi și asta poate spună și alți care au venit pe aici, când ajung în România, îmi vine să plâng. Și plâng. Mă amintesc de multe lucruri și stau acolo, mă duc în parcul din Brașov sau niște locuri acolo în fața facultății și plâng. Da, e frumos, e ceva foarte frumos. Nu vreau să plâng. Ați emoționat, da, e foarte da. Vorbind cu atâta emoție de România. E, știu, pentru că e ca și aici, și dacă tu vorbești cu oameni de rând, toată lumea este împotriva guvernului, președintelui, deputaților, senatori sau chestii din asta. Asta e peste tot. Absolut. Și eu nu mă duc ca să ascult, să aud chestii din asta, eu mă duc să mă distrez, să mă amintesc, să stau cu colegi, cu prieteni, cu mediul în care am fost și fiecare, așa cum veniți voi și cum vin foarte mulți străini care este prima dată sau a doua sau a treia oară, eu am stat aproape 8 ani sau mai mult și întotdeauna găsesc ceva frumos. Așa e, mergi într-o țară, sunt multe lucruri care poate nu sunt chiar la fel sau nu trebuie să fii la fel, trebuie să te gândești, să rămâi cu lucrurile cele mai frumoase. Da. Și până la urmă, diferențele acestea culturale sunt de fapt esența... Ceea ce ne caracterizează pe fiecare țară sau pe fiecare om. Dar cum v-au primit colegii dumneavoastră români, venind tocmai din Costa Rica? A fost foarte frumos, foarte bine. Când eram la facultate, foarte mulți, hai lângă mine, stai cu mine. Întotdeauna ne întrebau, este adevărat dacă este așa că ceea ce vedem în filme este așa? Serios, că tu poți să cumperi 10, 20 de sapuni sau șampoane sau nu știu ce, pantaloni? Da, da, pe vremea asta nu erau. Și când îi spuneam, lasă că o să veniți la mine într-o zi. A, Doamne, o să mor eu. Și nu. Și când au venit, ții minte ce spuneam. Da, și am vizitat prieteni care sunt colegi, fost colegi care sunt în Canada sau în Statele Unite și ne gândeam totdeauna, ne aminteam despre chestii din asta când eram la facultate, când fumam un Carpați la o cafenea, fără filtru, de un leu sau 3 lei, nu mai știu. Sau când eram afară pe coridor și se putea fuma și... Eu nu mai fumez, dar acum îi spun prietenul meu, Carpați. Și erau între trei, fumam o țigară. Da, o țuică ați încercat, o palincă. Vrei una? O afinată? Am aici. Serios? Da. Wow, nu cred. Din România sau o faceți dumneavoastră? Din România. Când merg, vin. Veniți cu suvenirul dumneavoastră. Aveți și dumneavoastră aici? Casiche. 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 Seamănă, nu? E foarte slab. Beam palinca și țuică și toate astea, o beam ca și apa. Incredibil. Deci chiar n-ați dar voi ce v-a plăcut de aici? Cu ce să începem? Relieful, oamenii, mâncarea. Vă place mâncarea? Da. Faptul că se respectă flora, fauna, adică animalele sunt respectate în mediul lor. Asta... E interzis, da. E interzis vânătoare, de exemplu, prin lege, acum vreo 5 ani se interzis, numai pescuit. Îmi place că oamenii trăiesc aici într-o armonie totală cu natura. Bine, sunt oameni care nu respectă ca peste tot, dar nu e majoritatea. Încă un lucru care ne place foarte mult e curățenia. Da. E foarte curat peste tot, chiar vorbeam cu Andreea și astăzi și nu vezi hârtii aruncate, nu vezi șoseaua și iarba verde. Da, da, da. Și asta e fenomenal. Da, poate în San Jose sau da, mai sunt puține, dar în general,
mai ales la țara sau așa cum suntem noi aici un pic mai departe, e foarte curat, e deosebit. Și ne mai place, cum a spus și mai devreme, faptul că se lucrează terenurile. Da. Se cultivă ananas, trestie de zahăr. Tot. Da. Mai ales bananieri. Că aici tu arunci o bucată de portocale, peste o săptămână deja s-a născut. Și asta e mare lucru. Da. În 2021, când în România majoritatea terenurilor sunt lăsate în paragină și... Nu, aici toată lumea. Se importă totul. Trebuie să mâncăm. Ce ați schimbat dumneavoastră în România? Sau ce ați aduce de aici, din Costa Rica, în România? Ce greu. Verdeața de aici. Verdeața de aici, da. Iarna mai ales. Da, da. Prima iarnă în România, vă mai aduceți aminte? Ba da, sigur. Prima și a doua nu au fost grele pentru mine. Nu? După ce iarnă... Chiar despre asta vorbeam. Acum, uite, eu sunt cu mânăca lungă aici de 2-3 ori pe an pot să folosesc așa ceva. Întotdeauna e cu tricouri. În România ați văzut prima zăpadă? Prima... Da, prima dată. Am ieșit și ne jucam cu zăpada pentru că ca și niște copii, pentru că era prima dată, o puneam mânele ca să le simțim. Mergeam așa numai cu cămașa și lumea spunea că cum facem, că o să răcim, că să ne îmbolnăvim, dar nu ne era frică. Mă amintesc o dată când eram la facultate, aveam păr așa mare, afro, da. Și eu voiam să văd ce se întâmplă dacă mă spăl pe cap și să ies așa, să văd ce se întâmplă cu părul meu. Și m-am spălat și am plecat la facultate. Când am ajuns, era înghețat tot. Și a venit secretarea: ce faci? Ai nebunit? Hai vino. Și au adus prosoape și au adus nu știu ce și m-au pus pe cap. O să îmbolnăvești, nu știu. Dar nu. N-am pățit nimic bine. Tinerețea. Da. Noi acum ne aflăm în restaurantul dumneavoastră care se numește Brașov. Deci, cum ați spus și dumneavoastră, sufletul v-a rămas în România. V-am spus, sufletul meu, o parte mare din sufletul este acolo. De fapt, în anul 91 până în 96 am avut o discotecă care se numea Brașov. Am avut o trupă de dans cu model, cu chestii din astea. A fost foarte frumos și acum, peste atâția ani, 25 de ani sau mai mult, lumea mă întreba: hai, când deschide încă o dată Brașov? Când? De ce ai închis? Hai, nu mai avem unde să mergem, așa. Am zis, hai să fac, nu discotec, pentru că lumea care merge acolo deja sunt mai în vârstă și nu sunt oameni de discotec. Și am făcut un fel de restaurant cu bar, cum vedeți. V-au întrebat localnicii ce înseamnă Brașov? Bineînțeles. Și ce le-ați spus? De fapt, mulți spuneau Brașov. Și deja toată lumea știe Brașov. Și... Șurul românesc? Da. Și... i-am spus la fiecare ce era, cum era, de ce, toată lumea, dar de ce Brașov? Și i-am spus pentru că am făcut facultatea în România, Brașov este un oraș din România, încep cu povestea de Transilvania, cu... Da, există Dracul, a fost Vampire sau așa. Și zic, nu este adevărat și de fapt am o poză a lui Vlad Țepeș jos. Am văzut. Da. S-a întâmplat să fie turiști români în zonă și să vadă numele restaurantului și să intre, să întrebe ce se află aici? Da, nu numai turiști români, ci câțiva costaricani care au fost pe acolo și au văzut numele și zice Brașov. Asta e România, dar de ce? Hai să intrăm. Și da, au fost. Mâncare românească aveți în meniu? Nu am, acum nu am. Aveam cârnați. Pentru că le făcea un prieten de-a meu care stătea aici lângă arena, dar au plecat și atunci eu nu am timp. Dar românii mai sunt în această zonă? Cunoașteți? În Quesada nu. În Quesada nu. De multe ori eu vorbesc cu Dragoș, cu Dolănescu, care de fapt e
Mama lui e de aici, din Chesala. Da? Da. I-a învățat acolo când eram eu și atunci eu îl cunosc de copil mic. Vă mulțumim că ați acceptat să stați de vorbă cu noi. Este o bucurie să vă cunoaștem. E o plăcere să vă auzim vorbind limba română atât de corect și atât de frumos și cu atât de multă emoție despre țara noastră. Și vă mulțumim pentru asta în numele tuturor românilor ce ne urmăresc. Nu, deci eu vă mulțumesc că ați venit până aici și n-am decât să spun mulțumesc din toată inima. Că ați venit și am putut să ne întâlnim. Îmi pare rău că nu putem să stăm mai multe zile împreună, să mergem să cunoaștem alte locuri de aici în aproape, care sunt foarte frumoase. Și, de fapt, cum se zice aici pe spaniol, ușile rămân deschise. Când vreți să vă întoarceți, aici o să fim. Eu trimit o salutare pe toți care o să vadă acest video. Și să-i spun că să apreciați ceea ce aveți acolo. Se apreciază lucrurile când suntem deja, nu le avem, când suntem afară, când suntem departe, cum ne e dor de o mâncare, cum ne e dor de mama sau de tata, când nu mai sunt. Mulțumim. Și cine știe, poate ne revedem în România peste... De ce nu? 2-3 ani. Dacă și să mă o palincă. Da, sigur. Să mănânc câteva sarmale, ciorba de burtă. Niște mici, mititei? Numai asta nu știu. Asta nu am învățat niciodată să le fac. Mulțumim, ne vedem mâine. Pa, pup.